Plenul Consiliului Județean a aprobat în ședința extraordinară din 14 martie proiecte de hotărâre în valoare de peste 600 de milioane de lei care vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii județului Neamț în anii următori. Inițiatorul proiectelor, președintele Ionel Arsene, a explicat în conferința de presă ce a urmat ședințe de Consiliul Județean viziunea sa privitoare la aceste proiecte ambițioase de dezvoltarea infrastructurii din sănătate, dar și a celei rutiere, care ar urma să fie promovate prin Programul Național de Dezvoltare Regională, care se derulează prin Ministerul Dezvoltării regionale. Astăzi a fost o zi istorică, aș putea eu spune, pentru Consiliul Județean Neamț. O zi în care plenul Consiliului Județean Neamț a aprobat investiții extrem de importante pentru județul Neamț. Investiții în infrastructura de sănătate, în primul rând, pentru județul Neamț, și investiții pentru infrastructura rutieră. Așadar, Neamțul vrea să fie primul județ din țară care promovează proiecte de investiții de așa învergură, proiecte pe care vrem să participăm la alocarea fondurilor pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. Fonduri destinate dezvoltării județelor, și fonduri care se atribuie prin Ministerul Dezvoltării Regionale a României. După cum bine știți, săptămâna trecută am avut la Neamț vizita viceprim-ministrului Sevil Şaideh, o vizită extrem de importantă și de utilă, pot să spun, pentru că am avut discuții cu primarii județului Neamț, cu aparatul de specialitate a Consiliului Județean Neamț, am înțeles ce trebuie să facem. Proiectele ce urmează a fi implementate vizează patru mari obiective în valoare de 100 de milioane de lei, respectiv o nouă unitate de primiri urgențe la Spitalul Județean Neamț, un pavilion cu secții medicale, un centru multifuncțional de sănătate la Poiana Teiului, care ar urma să deservească Valea Muntelui, în prezent izolată din punct de vedere al serviciilor medicale. Programul se mai referă la construirea a 5 heliporturi la Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț, Bicaz și Poiana Teiului. Eu astăzi, în plenul Consiliului Județean Neamț, am făcut o informare colegilor mei, consilieri județeni, despre proiectele pe care Consiliul Județean Neamț le supune votului plenului Consiliului Județean, proiecte care, așa cum am spus, vor dezvolta infrastructura de sănătate din județul Neamț și infrastructura rutieră. Așa cum am arătat și în plenul Consiliului Județean, pe infrastructura de sănătate vom avea patru obiective. Toate patru însumează aproape 100 de milioane de lei investiții. Niciodată, pot să spun, în județul Neamț nu s-a investit o așa sumă în sistemul de sănătate. Vom construi o stație nouă de primiri urgență, UPU, la Neamț. Valoarea ei va fi de 16.360.000 de lei, extindere unitate primiri urgență. Vom construi un pavilion de secții medicale. Practic, vom mai construi încă un spital legat de Spitalul Județean de Urgență, în valoare de 53 de milioane. Deoarece noi credem că zona Văii Muntelui, de la viaductul de la Poiana Teiului, toată zona aia e puțin izolată de serviciile medicale imediate, vrem să construim acolo un pavilion, un centru multifuncțional de sănătate la Poiana Teiului, care să aparțină de Spitalul Județean de Urgență, și acolo vor fi alocate 16 miliarde. Și de asemenea, pentru că ne vrem un județ modern din punct de vedere al infrastructurii de sănătate, vrem să construim 5 heliporturi în județul Neamț,
unul la Roman, unul la Piatra Neamț, unul la Târgu Neamț, unul la Bicaz și unul la Poiana Teiului, pentru că vrem ca atunci când chiar avem urgențe grave, elicopterele serviciului SMURD să poată să aterizeze în aceste zone ale județului Neamț și astfel să putem să contribuim la salvarea de vieți omenești. Un alt proiect inițiat vizează amenajarea la Dragomirești a unui centru de sănătate destinat persoanelor cu dizabilități, pentru care sunt necesare fonduri în valoare de 22 de milioane de lei, bani deja alocați. Dacă ne referim strict la sănătate, cred că aici am putea să introducem și ceea ce facem la Dragomirești pentru serviciile sociale de toate palierele. Acolo facem o investiție de 22 de milioane de lei. Banii avem deja alocați și vrem ca cei care, din păcate, au o stare de sănătate precară, oameni cu dizabilități, oameni cu diferite handicapuri, să poată să beneficieze de condiții occidentale de asistență medicală. Ăsta e și motivul pentru care am vrut să construim acest centru de servicii sociale la Dragomirești. Proiectele promovate de conducerea Consiliului Județean Neamț vizează modernizarea tuturor drumurilor județene din Neamț în valoare de 457 de milioane de lei. În același timp s-a făcut și un inventar al celor 48 de poduri din județ care ar avea nevoie de intervenții urgente în valoare de 76 de milioane de lei. Pentru infrastructura rutieră din județul Neamț, și aici vorbim de drumurile județene care sunt în atribuțiile Consiliului Județean Neamț, am introdus și vrem să modernizăm toate drumurile județene din județul Neamț. Sigur, este un program ambițios, este un program care ne solicită, dar e bine că ne solicită, și vrem să atragem de la Ministerul Dezvoltării Regionale 457 de milioane de lei pentru drumurile județene. Alături de drumurile județene am făcut un inventar și am inventariat toate podurile cu probleme din județul Neamț care sunt pe raza drumurilor județene. Și avem 48 de poduri pe care o să le modernizăm în valoare de 76 de milioane de lei. Totalul sumelor solicitate de județul Neamț prin programul finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale este de aproape 617 milioane de lei, la care se adaugă și contribuția Consiliului Județean Neamț de aproape 37 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene speră că în cazul în care se vor obține aceste fonduri să se reușească punerea la punct a infrastructurii rutiere județene și naționale, cu o singură excepție, axialul Bicaz-Poiana Teiului, unde există probleme tehnice legate de alunecările de teren pentru care se caută încă soluții tehnice. În condițiile în care se va reuși obținerea acestor fonduri ar fi o adevărată minune, iar președintele Ionel Arsene și-ar spăla toate păcatele politice.